Atenție la ciuperci! Unele ciuperci care sunt considerate comestibile pot deveni nocive organismului. Datorită ploilor din ultima perioadă, sporii ciupercilor otrăvitoare pot ajunge la cele comestibile, iar cei care le consumă pot ajunge la spital. Sunt pliante cu denumirile lor științifice, denumirile uzuale, fotografii color, cu însușiri, cu absolut tot, cu descrieri la fiecare specie și ei trebuie să cunoască acest lucru. Există riscul ca o ciupercă bună, comestibilă, să devină necomestibilă datorită acelor transferuri de spor? S-a întâmplat probleme de genul acesta și anul trecut. Au venit la Spitalul de Urgență la Petroșani persoane care colectau de mulți ani, de foarte mulți ani, și sunt convins că ei cunosc ciupercile sănătoase, pot să le deosebească de cele otrăvitoare. Dar e posibil. Pentru dezvoltare, ciupercile au nevoie de umiditate, dar și de căldură, așa că aceste zile au fost propice pentru creșterea acestor plante. Ciuperca apare după ploaie. Deci fără ploaie nu există ciupercă. Dar pe lângă ploaie are nevoie și de o climă potrivită pentru dezvoltare. Deci umezeală au. Acum, dacă ar avea și un pic de căldură, o să izbucnească probabil un prim val de fructificație la ciuperci. Cazurile de intoxicație cu ciuperci necomestibile sunt din ce în ce mai dese. Ca și aspect, ciupercile otrăvitoare pot fi deosebite de cele comestibile prin forma lor neregulată, prin petele prezente la nivelul pălăriei, dar și prin mirosul lor înțepător. Ciupercile bune de consum au un miros și gust asemănător cu cel al făinii, al castanelor sau al unelor.